Au privatizat și cimitirul deja. Tot cu toaleta. Chiar și trotuarul public e compromis. De rampele astea de acces în garaj. Și de mașinile parcate pe trotuar. Dacă vrei să ocolești pragul ăsta, dai de mașină. Și din coace iar prag și iar mașină. Din cauza firmei Corona. Tot ce e profitabil să fie privatizat. Așa arată un mormânt de familie. În cimitir la Alba Iulia. Dar probabil a fost devastat. Și acum au rămas doar puține semne de viață. Cine știe unde au dispărut sicriile și osemintele. Le-a fi repatriat. Nimic nu-i veșnic nici după moarte. Nu-i așa? Cam mulți ostași sovietici necunoscuți în cimitirul ăsta de lângă cetatea Alba Carolina. Oare cum se explică? Armata sovietică nu prea ducea evidența cărnii de tun? Sau le era rușine cu ostași din țări ocupate precum Basarabia? Și că momentul e monumentul cimitirului pentru cei care participat la eliberarea României de fașiști. Dar probabil erau și ostași basarabieni din Basarabia ocupată cu un an mai devreme, care probabil aveau nume românești, ca ăsta de exemplu, Buga. Istoria despre asta vorbește mai rar. Ostaș necunoscut. Ambasada rusă care se ocupă de țintirim nu o să ne vorbească despre așa ceva. Ostaș necunoscut. Armata victorioasă. Și glorioasă. Din cu acest morții din armata română. Nu știu din care perioadă. Dar și aici vedem nume de tot felul. Nemți, maghiari. Sovlic. Sau ceva de felul ăsta. Bird. Sinoner. Dacă nu fi chiar evreu. Războiile sunt nedrepte și nu aleg morții după etnie. Drapelul s-a cam ferfenițat.
Dar cam atâta grijă are statul pentru eroii morți la război, pentru veterani. Așa că nu vă avântați în războaie, că s-ar putea să vă simțiți păcăliți după aceea.